ne uităm la viața noastră creștină, trebuie să avem în vedere această alegere divină pe care o face Dumnezeu. S-ar putea ca unii să spună și vin cu această obiecție, dar dacă nu sunt ales? Nu mă pocăiesc pentru că oricum nu sunt ales. Nu vin la biserică pentru că oricum nu sunt ales. Aceasta nu este decât o scuză a celor oameni pentru a nu se pocăi, pentru a nu se întoarce la Dumnezeu. Evidența alegerii cuiva este pocăința, faptul că acel om se lasă transformat de Dumnezeu și are în viața lui acele trei elemente despre care am vorbit mai devreme. Faptul că am fost aleși de Dumnezeu, iubiți de Dumnezeu, ar trebui să producă în viața noastră smerenie. Fiindcă Dumnezeu este atât de bun și și-a arătat mărețului har față de noi, deși noi nu meritam.